Ne întorcem la dezbatere. Au fost astăzi discuții despre majorarea salariului minim la 3.700 de lei. Domnule Hosu, ați discutat, ați participat acolo. La ce concluzii s-a ajuns pentru anul viitor? A fost Consiliul Național Tripartit de Dialog Social. Guvernul a venit cu propunerea să fie pentru anul 2024 salariul minim de 3.700 de lei aplicat de la 1 iulie. Evident, patronatele au fost împotrivă. Ele au spus că ar trebui numai 200 de lei de la 1 iulie și 200 de lei de la 1 ianuarie 2025. Punctul cartelului Alfa a fost că datorită directivei salariului minim european, pentru care trebuie să ajungem la un raport de 50% salariu minim pe salariu mediu, conform datelor statistice, pe de o parte, pe de altă parte, datorită coșului minim pentru trai decent, legislație care există în funcțiune, ar trebui ca salariul minim pe economie garantată în plată să ajungă de la 1 ianuarie la 2786. Noi am propus 2800 ca să fie o valoare rotundă și am spus că în cel mai rău caz ar trebui să se aplice de la 1 martie ca tocmai cei din economia privată să poată beneficia de Sfântele Sărbători de Paști, de o creștere și de venituri substanțiale. Pentru că, deși guvernul se laudă că inflația va coborâ până la 4% la sfârșitul anului viitor, momentan lucrătorii trăiesc din ceea ce câștigă efectiv și pe fiscalitatea existentă, care evident nu se va schimba până la 1 ianuarie 2025, veniturile lor nete sunt foarte scăzute. Da, mai rămâneți puțin alături de noi, domnule ministru Ialomițianu, de unde asta a venit de nicăieri de dimineață, această idee de majorare la 3.700, asta în timp ce se lucrează intens la buget, înțelegem că vor până săptămâna viitoare să-l dea gata și bugetul ăsta, în timp ce la Ministerul de Finanțe avem birouri sigilate, așa ceva n-am mai auzit de foarte mult timp. Da, adică nu știu cum putem să ajungem la niște buget, la un buget echilibrat și la niște cifre corecte, câtă vreme e atâta haos în tot ce se întâmplă. Nu vă auzim. Gata. Susține pe salariați, pe membrii sindicatului, dar pot să fie un măr otrăvit, pentru că mediul de afaceri este într-o situație groaznică. Au crescut impozitele și taxele. S-au anulat facilitățile. A scăzut foarte mult. Multe firme intră în faliment. Și să vii să spui, domnule, mărim salariul minim pe economie, că așa spune o legislație europeană în condițiile în care firmele dau faliment așa pe bandă rulantă și impozitarea salariului este cea mai mare în Uniunea Europeană, e o ipocrizie. Și cred că sindicatele ar trebui să dea mâna cu patronatele pentru apărarea locurilor de muncă. Pentru că, sigur, o să spunem, domnule, am mărit salariul minim și vedem câte locuri de muncă mai sunt. Pentru că actuala guvernare, de ce dorește majorarea salariului minim? Să ia 42% la buget. Adică are nevoie de bani. Iar sindicatele sunt de acord, aplaudă. Și nu are grijă de foarte mulți salariați care își vor pierde locul de muncă. Asta e o ipocrizie. Și îmi pare rău pentru domnul președinte Bogdan Hosu că aruncă așa în spațiu public că, domne, hai să vedem că trebuie mediul de afaceri, trebuie să mărească salariul. Dar nu se gândește sindicatele că s-a majorat impozitele și taxele pentru IMM-uri și multe vor da faliment. Ce să o face? Să punem economia pe butuci? Bine, succes! Și guvernului și sindicatului. Înainte să merg la Diana, domnule Hosu, vă rog, cu ce argumente a venit până la urmă și ministerul în această majorare? Cred că am pierdut această legătură. Crească salariile, să rămână la salariile brute, dar să transfere, că oricum va fi o obligație legată de acest lucru, din o cotă parte din contribuția de asigurări sociale, indiferent că vorbim de CAS sau de CASS, în sarcina angajatorului. În momentul respectiv, că efortul pentru angajator ar fi fost numai de 6%, dar salariul net ar fi crescut pentru tot salariații, indiferent de nivelul de salarizare, cu 10,8%. Al doilea lucru, să nu uităm un lucru, pentru că disproporția este tocmai datorită faptului că la ora actuală
guvernul impozitează pe lucrător, pe cetățean și nu are impozit pe capital. Iar dacă noi vrem ca în momentul respectiv să avem numai lucrători străini ca acceptă condițiile respective de muncă, nu știu dacă este cel mai bine. Domnule Bosu, mediul de afaceri suportă aceste majorări? Că pe ei nu îi întreabă nimeni niciodată, pentru că aceste majorări de salarii înseamnă niște costuri suplimentare și nu cred că problema forței de muncă se rezolvă dacă noi vom ajunge și la salariu minim, putem să le dăm și 8.000 de lei. S-ar putea să nu găsim în continuare. Nu cred că salariile sunt principala problemă pentru care oamenii pleacă. Da, salariile sunt principala problemă. Nu știu, eu prin diaspora aflu de la oameni că sunt supărați pe drumuri, pe sănătate, pe școli. O să alu și pe Monica Tatăl, bine ați venit. Nu, alea sunt condițiile legate de acest lucru, dar nu e normal legate de acest lucru să plecăm cu 1.900 de lei acasă și după aia să spunem că domnim legate de acest lucru. Toată politica de menținere a salariului la un nivel foarte scăzut a avut ca efect creșterea numărului de lucrători. Am ajuns la 40% din lucrători care sunt la salariu minim pe economie. Dacă noi credem că vom putea dezvolta economia națională, vom avea creșterea PIB-ului cu nivele de salariu minim pe economie care au ajuns, din punctul ăsta de vedere, sunt echivalentul unui lucrător necalificat, de aici este și exportul masiv de forță de muncă românească în restul țărilor Uniunii Europene. Bun, care preferă aceste forță să facă decât să rămână în țară la un salariu de... Doamna Tatoiu s-a alăturat și nu-i de acord. Vă rog, doamna Tatoiu. Gândiți-vă la următorul lucru. Eu, dacă sunt un antreprenor și am nevoie de un om care să îndeplinească un anumit obiectiv, eu îi dau cât trebuie. Nu mă obliga tu pe mine. Deci, dacă ăla zice, mai bine lucrez la negru. E treaba lui dacă vrea să încalce chestia asta. Dar eu să dau impozit la stat. Uitați-vă la mine. Am o pensie de 20 de milioane. Am o pensie de 20 de milioane. Oameni buni, nu se înțelege acasă. Hai să ne ascultăm între noi. Nu. Domnule Hosu, noi v-am ascultat cu toții. Haideți să ne ascultăm un pic, să dezbatem. Am o pensie de 20 de milioane pe contributivitate. Am dat atâta și la sănătate. O analiză medicală nu mi este decontată, că tot timpul se termină bani. De ce să-i dau acestui stat ca să arunce cu banii mei? Mai bine investesc eu cum știu mai bine. Deci încă o dată, atâta timp cât statul își bate joc de banii cetățenilor de 30 de ani, statul ăsta nu merită bani de la noi. Da, pentru că statul majorează salariile nu din respect pentru cetățean, ci pentru că vrea bani la buget. El câștigă din asta ce spunea domnul ministru mai devreme. Da, Diana, te rog. Asta vreau să spun, că dacă statul ar vrea cu adevărat să susțină oamenii și în același timp să susțină și economia, ar scădea taxarea pe muncă. Deci exact. Nu este posibil ca noi să avem cea mai mare taxare pe muncă din Europa, în ce țară civilizată jumate din banii pe care îi muncești, ți-i ia statul. Și dacă ți-ar da ceva în schimb, deci n-am nicio problemă. Taxare pe capital. Capital, doamnă. Noi vorbeam pe muncă. Deci care capital? Nu, avem capital. Vorbim despre sarcina fiscală distribuită între capital și cetățean. Media europeană este 51% se duce la cetățeni, 40% la capital, iar la noi acest raport este invers. 51% se duce avem cea mai mare taxare pe muncă, primul rând, pe salariu minim. Capitalul care nu există. Da, dar statul vrea să majoreze salariul minim nu pentru că îi pasă de salariat, ci pentru că vrea bani la bugetul de stat. Este atât de evident asta. Se ia dintr-un buzunar, păi, se bagă în celălalt. Da, Diana, termină să rog ideea. În condiții în care oricum din ianuarie, asta v-am zic, mai vine o rundă de creșteri de taxe. Deci pe lângă toate astea mai pun o povară suplimentară pe oamenii ăștia care abia, ei sunt de fapt cei care țin țara asta în picioare. Despre nu, asta, gata, se vedeți că încasările vor fi mai mici. Facem un pariu acum. Păi aici. Normal, dar stai să-i treacă pe toți la negru, domnule Ștergan. Da, domnule ministru, vă rog. Încasările vor fi mai mici. S-au majorat impozitele în 2022. Le-am spus, o să aveți mai puține locuri de muncă. În 2023 au mers pe aceeași rețetă. Încasările sunt mai mici.
la sfârșitul acestui an o să avem 60 de miliarde minus față de estimarea bugetară și în condițiile în care au majorat impozitele și taxele. Și acum majorează din nou. Vor avea încasări mai puține și domnul Bolos vrea să-i bage și la pușcărie pe antreprenori. Păi văd că și sindicatele susțin lucrul ăsta. Să-i băgăm la pușcărie pe cei care investesc. Că se vor duce în altă parte. Ne întoarcem în anii 50. Domnul Hosu spune că, domne, să-i omorâm pe aia din mediul de afaceri. În momentul în care nu vor mai veni investiții în România... N-am spus așa, nu am să mai spus că din punctul ăsta de vedere trebuie să fim corecți. Nu. Că fiscalitatea trebuie, sistemul fiscal trebuie repartizat echitabil între capital și cetățean. Cât statul nu este corect? De ce să fiu eu corectă? Unde este impozitarea dividendelor cu 40%? Deci asta înseamnă că dumneavoastră furați și mă furați pe mine, că asta înseamnă. Deci, de ce să le dau stați un pic, stați. Cine fură, cine domnule Hosu? Stați un pic, asta e foarte... Cei care creează locuri de muncă, domnule. Doamna, a spus următoarea chestiune. Eu, ca antreprenor, de ce să fiu corect în responsabilitățile mele? Asta ce înseamnă? Pentru că statul e incorrect cu mine. De acest lucru împinge salariatul ca să accepte ceea ce nu e normal, munca la negru, și spune pe mine nu mă interesează. Că e responsabilitatea salariatului. Asta este problema de pot.